v-a regăsit, băieți, la un nou car vlog. Astăzi o să facem primul nostru car vlog din noul meu BMW X5 din 2020. Așa că nu uitați să apăsați și voi chiar acum pe butonul de like, să strângem foarte multe like-uri la acest video. Și haideți să începem să vedem așa cum se conduce mai exact, care este feeling-ul și multe altele. Ok, băieții, cred că o să-mi pun și eu telefonul undeva pe aici, prin zona asta. Încă n-am luat ăla. Asta, să-mi pun și eu centura, să închidem ușa. Ok, să-mi pun și eu centura, bineînțeles. Așa, am pus bine. Îi dăm un start. Bun, și a pornit bestia. Bestiuța noastră. Am dat și drum puțin la AC pentru că afară sunt 30 de grade, este destul de cald. Și haideți să facem și șpârla asta, să deschidem trapa și să o dăm la maxim în spate. Aoleu, ce tare a pornit ăsta. Stai să pornesc eu clima mai bine și să nu dau pe auto. Hai să o ținem așa ușor, la treapta a doua. Cred că este ok dacă o ținem la treapta a doua. Nu știu de ce, telefonul meu când este să se conecteze la mașină, nu știu ce se întâmplă și nu se mai conectează, dar asta este. Hai să vedem. Să-i dăm așa un... Să mergem așa ușor cu ea pe aici, să vedem care este treaba. Asta Lorelu, este un vecin. Cel mai bine... Ce se aude? A detectat pietonul, ok. Sper doar că înregistrează cum trebuie, este perfect. Bă, ce să zic, primele zile cu X5-ul și pot spune că sunt cele mai frumoase. Deja am undeva la 2 zile cu ea și îmi place foarte mult, încă n-am apucat să o duc și la sportorii. O luăm așa, să mergem ușor pe un drum mai exterior, pentru că ea, sincer, cred că pentru asta a fost făcută, știi? Genia pentru asta este făcută, să mergi cu ea în exterior, nu prin oraș. Dar hai să mergem așa ușor, să vedem așa feeling-ul ăsta. Băi, cât îmi place feeling-ul ăsta de SUV, de SUV, de cum vreți voi să-i spuneți. Și de asta aș aprecia enorm să apăsați și voi pe butonul de like dacă vă place această mașiniță. Aici poți să setezi BC-ul cum vrei. Uite, o să îl dăm cu consumul instant. Nu știu încă cum se resetează consumul ăla. Ia stai să-l dau și eu pe auto, că mor de cald. Cred că e mai ok așa. Măcar și îl setăm pe 23 de grade. Bun, perfect. Încă n-am găsit și eu butonul de sync, de sincronizare, dar în fine, nu cred că e musai. Îmi place că are aici un senzor care este atent la ce fac eu, la dacă mă uit, dacă nu mă uit și chestii de genul. Și vreau să vă mai arăt o chestie. Uite, am aici opțiunea ca ea să meargă singură. Ok. Și ia să vedem dacă ia curbele. Am lăsat-o fără mâini. S-a pierdut săraca. Ok. Deci nu vă jucați cu chestiile astea, adică nu o lăsați nesupravegheată, pentru că puteți să aveți o surpriză. Bă, nu, o să dau ăsta, nu-l dau pe auto și o să dau mai încet, pentru că e destul de nașpa. Bun, acum ea prin teorie merge singură, știi? Și o face destul de ok pe aici. Îmi zice acum, uitați, s-au aprins aceste LED-uri galbene, avem o mașină care ne depășește. Iarăși s-au aprins cu galben. Chiar îmi plac aceste LED-uri din volan, sunt foarte mișto. Dar nu știu, voi ce părere aveți despre mașina asta? Nu știu, dacă își merită banii. Bine, încă nu vă pot spune cât am dat pe ea, pentru că eu am plătit un preț foarte bun pentru această mașină. Și hai să-i oprim asta. Și sunt mândru. Uite, mai avem aici un assist, l-am oprit și pe ăsta. Nu prea mă bazez pe ele, ca să fiu sincer cu voi. Îmi place foarte mult ca Apple CarPlay, ăsta îmi place maxim. Și uitați aici, avem o priveliște cu jiul, cu ce vreți voi. Este senzațională mașina, dar mi se pare foarte barcă, frate. Gen, mi se pare foarte, foarte, foarte confortabilă. Și dacă poate îi dăm și o depășire pe aici. Aici avem limită de 50 la oră. Au, ce mă doare gâtul. Îmi place că ăsta este cu touch. De exemplu, la AMG nu aveam touch. Păi și era puțin cam nașpa. Ia să-i dăm noi așa un sport. Ok. Bă, pare că trage bine acum cutia în sport. Bine, e și drumul foarte nașpa pe aici, este foarte denivelat, dar merge. Merge. Avem drumuri, eu zic că-s decente, mă, nu-s chiar atât de rele cum se plânge toată lumea, cel puțin în zona asta a Olteniei. Mie mi se pare că-s decente. Nu sunt foarte bune, dar sunt decente. Și mergem așa prin zona asta de exterior să vedem care e treaba. Bă, mașina se întinde la drum, nu știu cât consumă. Știu că asta este o întrebare pe care foarte mulți o aveți pe buze, dar încă nu știu cât consumă, jur. Încă nu știu.
Uite, deja am filmat 4 minute sau ceva de genul. Nu avem 4 minute. Problema este, cred că e o chestie, un conflict aici între telefon și mașină și GoPro, pentru că nu mă lasă gen să fiu conectat și la mașină, dar și la... A, uite, că l-a văzut că eu am vrut să-i dau mai tare și nu mă lasă. Că zice că n-am pornit muzica. Dar asta zic, adică mi se pare că, sincer, nu merge să stau și cu GoPro pornit și cu telefonul conectat la Bluetooth și cu Apple CarPlay-ul și acum mi-e greu să le dezactivez pe toate. Eu am zis să dau așa o tură de relaxare cu mașina, deci chiar mă relaxează această mașină, mi se pare atât de mișto. Și v-am zis, de consumat nu știu cât consumă, nu mă întrebați, n-am idee, dar uite, pe aici avem limită de 50, ok? Cred că undeva la 12-13% ceva de genul, n-am idee. Ia să îmi dau puțin. A, nu, stai. Să dăm așa puțin pe rece. Să-i mai dăm să mai dea și ea cu niște răcoare, frate. Ia să-i dau să bage. A, așa, cred că e cel mai bine, la picioare și la tot. Pentru că deja m-am încins puțin așa. Pe aici în față e drumul destul de prost, o luăm pe aici pe la stânga. Uite, toată lumea se uită la ea, e o mașină foarte mare, impunătoare, n-am ce zice. Bă, BMW-ul știe să facă mașini impunătoare. Nu știu, au ele ceva prin felul lor de a fi, nu știu, sunt impunătoare, sunt cum vreți voi să le spuneți. Da, și mai îmi place că asta cu touch, uite. Ma, altceva. Dar oricum, cred că o să fac un video cu ce îmi place și ce nu-mi place la această mașină, ambele combinate, ca să vă explic, pentru că, sincer, i-am găsit o mulțime de chestii care nu-mi plac. Dar acum nu poți să le ai pe toate. Mașina nu e făcută special pentru mine, este făcută special pentru, nu știu, pentru altcineva. Adică este făcută pentru noi toți, nu doar pentru mine. Bine, în mod normal ar trebui să țin și eu două mâini pe volan, ceea ce sincer vă recomand, pentru că mașina, să știți, cu o mână uneori e greu de controlat, chiar dacă are cel mai bune servo și astea, dar e mare. E mare, ai nevoie de două mâini pe volan. Numerul a făcut accident și a făcut un accident destul de urât, dacă simți, pe aici mai mers noi cu car vlogurile. Păi și am zis eu că e puturoasă, bine, este, mie mi se pare că un motor de 4.0 pe ar fi mers, cel 3000 cu două turbine de 300, nu știu cât cai, în trecut avea 306, acum nu știu cât mai are, ar fi fost mai ok, că aici am limită de 30, îți bagi joc, e pod probabil și de asta, dar nu, aici dacă țineți minte am făcut eu un launch cu seria 4 lui Montrei, cine știe, cine e abonat mai vechi. Și am plecat și am uitat cutia manual. Eu credeam că sare și în a doua treaptă, dar n-a sărit. Mai mergem așa, ușor, îmi place. Deci mașina se conduce foarte bine. Văd așa pe la consumul instant, dacă mă uit, nu știu dacă vă uitați și voi. În continuare am limită de 30 în bol, nu știu de ce, pentru că este exclus să fie 30 pe aici, dar în fine. Văd că stă foarte bine consumul instant. Consumul mediu văd că este 13.6. Cam mare. Nu știu, eu am impresia că e blocat. Uite, țin aici să-l resetez. Țin apăsat și nu se resetează. Nu se întâmplă nimic. Băi, cățel, stai acolo că nu vreau să fac vreo nefăcută pe aici. În fine, aici avem limită de 90. Ia să vedem. Băi, așa se înfinge bine. Da, e foarte barcă, nu recomand maxim 130, hai 140 pe autostradă, mai mult nu. Mașina nu, e mare, nu știu, nu ți oferă siguranță la viteză, ceea ce este și normal la o adică, știi? Adică n-are cum să fie atât de mare și să-ți ofere și siguranță. Ok, eu mă uit pe la GoPro să-mi dau seama, bă, cât am filmatoare, știi? Ar trebui să mă duc să le iau și pe electricul, am dat cutia în sport. Îmi place mai mult cum este la Audi când o dai în sport, așa în jos face acel click. Bine, aici în stânga, na. Au vrut și ei să fie mai diferiți. Văd aici un Fordulez Fiesta care vrea să mă depășească. Nu o să-i ofer șansa. Bine, glumesc, na. Dar văd că e cam curit. Și îmi place treaba asta cu trapa asta face toți banii, bă. Trapa asta e ce trebuie. Hai că e ce trebuie. V-am zis, nu știu, am impresia că consumul ăsta e blocat aici, nu dau seama, nu-l pot reseta, nu. Habar n-am, uite, dacă mai umblu un BC și uite, să zicem că vreau să-mi resetez valoarea asta de aici, cred că merge. De la individual, ok. Aici ne arată și newton metri, are 640 de newton, mult. Are cuplu ceva și 200 de kilovați mi arată.
Cât înseamnă 200 de kW? Nu știu, scrieți-mi rapid în comentarii, să nu uit. În cai putere și atâția cai area, 200 de kW. Ia asta să întorc și eu aici. Nu avem nicio mașină. E destul de greu cu pătulul să-l întorci. Suntem aici pe la o comună. Vreau numai să... Îmi place când o bag așa. Nu știu să ziceți, eu mereu la toate automatele mele am băgat din reverse în drive fără piedică, pentru că din câte am înțeles n-ar avea nicio problemă. Acum să-mi ziceți și voi. Da, nici nu mai știu despre ce vorbeam, despre kilovați. Kilovați ei. Sunt tare curios dacă merg în sport. Hai să mergem în sport. Tot drumul la întoarcere. Sunt tare curios dacă există vreo diferență. Nu știu, dacă mi se pare și mie că e mai stabilă, e mai puternică. Bordul s-a schimbat, asta e clar. N-am apucat așa să-mi bag mâinile ca lumea. Ne-am sport individual aici. Nu știu, trebuie să le iese testul cumva. Sunt o mulțime de chestii noi pe care le au mașinile acum și sincer nu... Este destul de greu. Ia că-s tare curios. Asistența nu merge. Dacă este zi, am pornit din greșeală asistența. Dar văd așa că pe consum instant stă foarte bine ea. Uite, dacă ei da, nu știu cum să-i pornesc eu pilotul. Uite, am pus pilotul, dar e drumul, nu e de calitate. Uitați-vă cum face și acum s-a și întărit clar suspensia. Nu știu dacă s-a coborât, văd că nu s-a coborât, dar aici intervine o altă chestie. Avem de asemenea și păstrează distanța față de mașina din fața ei. E SUV, n-ai ce zice. N-ai ce zice, dar na. Eu zic că mă descurc cu ea. Adică nu știu cât o să mă descurc cu ea, nu știu, încă îmi place, dar sunt și multe chestii care nu-mi plac, nu știu. Senzația asta că n-ai stabilitate, n-ai, știi, parcă modelul dinaintea ei se conducea, nu știu, era mai legat. Ăsta e foarte barcă. E foarte barcă față de modelul precedent. Habar n-am. Da, bă! Toate ca toate. Dacă e să tragem liniște, liniște, doamne, linie, e o mașină mișto tare. Nu știu, voi ce părere aveți, dar mie mi se pare o mașină tare mișto. E ceasul 16:27. Hai să-i dăm un apel lui Legumă. Hey Siri! Legumă, scuze. Calling Legumă. Ah, gata. Hai că l-a găsit. Calling Legumă. Vezi da, că vin să te iau. Bine, mai am 5 minute că păi, mă păi 5 minute fac că sunt la Breasta, hai. Bine, pa. Pa. Bun. Ce-mi place, bă, cu Apple CarPlay-ul ăsta, cât de util este. Da, v-am zis, nu știu, uite, cu sportul ăsta. E mai rigidă, dar tot nu e ce trebuie, nu știu. Da, văd o chestie, când o dau un sport se mă ia în brațe scaunul. Deși nu știu ce apucături sportive ai putea să ai cu mașina asta, dar în fine. Nici măcar cu X6M, nu știu ce ai putea să... De fapt, X5M, scuze. Hopa, un cățel. Ia, uite-l. Îl doare la banană. Îl doare la babaștoac. Bine că l-am văzut, că dacă nu... Era să se întâmple o tragedie. Și poate vă întrebați de ce nu-mi pornesc head-up-ul. Ei bine, nu-mi pornesc head-up display-ul pentru că nu-mi place, nu-l suport. Mă irită maxim head-up display-ul și nu am chef, nu-mi place. Așa că mai bine nu. Mai bine nu. Cred că o să punem capăt aici acestui car vlog pentru că, sincer, sunt mai multe de filmat. Mai sunt chestii, adică, doamne, de filmat. Uite, știu când sunt concentrat la trafic. Este trafic și, sincer, nu știu dacă mai avem ce vedea. Cam asta a fost primul car vlog cu X5-ul. Încă îl descoper, dar îmi place când scrie kilometrajul și în mile. Dar, după cum v-am zis, hai să facem și o depășire. Bun. Îmi place că e mare, dar sunt multe chestii, nu știu. Și ce ne facem cu 8-ul? Nu știu. Hai că vedem, poate o să facem un car vlog cu el așa de adio, până îl vindem. Eu am fost Bercică și v-am pupat. Pa, pa!